dragilor, și bine ați venit la o nouă zi de Vlogmas. Astăzi este ziua cu numărul 20. Este duminică, este ora 12:20. Ar cam fi ora prânzului, dar noi am mâncat deja cu un sandwich. Da. Ne-am trezit destul de târziu astăzi amândoi. Am mai stat așa prin casă, am mai făcut una alta. Bine, nu mare lucru, gen, am așezat și noi paturile pe aici, am strâns hainele uscate. Dar eu n-am, mai am vreo câteva vase de spălat, dar le spăl mai târziu. Acum trebuie să plec cam o oră și jumătate, așa am de lucru și mă duc să termin repede. După aceea vin acasă, fac și un duș, mă machez, mă aranjez și eu cumva părul ăsta care e spălat de nici două zile și deja e foarte gras, foarte urât. Așa, dar zic să mai aștept măcar până mâine ca să spăl. Și zic să desfacem și calendarul de la Yves Rocher pe ziua cu numărul 20, să vedem ce ne aduce. A, uite-l aici. Apoi mai avem doar câteva. Așa că, da. Ia să vedem ziua cu numărul 20. Avem aici un parfum. Un parfum de 4 ml care se numește Soleil. Da, cred că îl știu și pe acesta. Ia. Da, îl știu. Îl știu și îmi place. Îmi place destul de mult acesta. Bun. Deci mă duc să-mi fac treaba și ne auzim mai târziu, pentru că astăzi, adică gen mai târziu, așa pe la 4, încolo, 5, când se întunecă, vrem să mergem și la un târg de Crăciun mare. Bine, vrem să mergem în Zurich, de fapt. Bănuiesc că ați auzit de Zurich din Elveția. Acolo sunt mai exact 5 târguri mari. Așa, toate în aer liber și frumoase, dar este și un fel de festival de lumini care se numește Illuminarium și am vrea să ajungem acolo. Acum vom vedea dacă reușim sau nu. Eu sper să reușim, pentru că altceva în plan nu avem. Da. Bun. Acesta fiind spus, eu mă duc să-mi termin treaba și ne auzim puțin mai târziu. Am revenit. Da, am avut de lucru 2 ore și ceva de data aceasta. Am venit acasă. Soțul meu fusese până la biserică chiar, mi-a adus și mie un pahar cu colivă, pentru că știe că mi-e place coliva. Așa, și ce vreau să zic, da, am făcut un duș, am mai stat de vorbă cu soțul meu, am petrecut puțin timp cu el, m-am spălat pe față, pe dinți, m-am dat cu creme. Da, și acum am venit repede în dormitor ca să mă machiez super, super repede, pentru că este 4 și jumătate deja și sper ca în 30-40 de minute să ieșim din casă. Așa că o să mă machiez super la viteză maximă. Nu o să fac nici ce machiaj special, mai special rămâne de Crăciun și de Revelion. Ceva machiaj așa simplu zilele astea, că na, sunt așa pe fugă, sunt super ocupată, suntem cu multe treburi. Acolo în spatele meu am strâns hainele și încă n-am apucat să le pun în dulap. Deci da. Asta este machiajul. Îmi place super mult. E destul de simplu, dacă stau să mă gândesc. M-am dat puțin cu șampon uscat ca să-mi stea cumva. Dar voiam să-mi țin părul până marți, dar n-am nicio șansă. Cu siguranță trebuie să-mi spăl mâine. Da. Dați-mi și mie un like dacă vă place machiajul meu. Și mi-am luat plovărul meu gros, pe care mi l-am cumpărat acum câteva zile. Știu cum mă face super uriașă, că e super gros și umflat, dar ține foarte cald și, de fapt, asta și vreau, pentru că deja e la minus afară. Iar unde mergem s-ar putea să fie puțin mai frig, așa că mă place machiajul meu.
gata. Bravo, soțule! Știu că n-am mai intrat, dar am cam înghețat, sincer. Am fost la festivalul acela de lumini, care este absolut superb. A fost și cu o poveste super mișto, transpus așa pe clădiri. Acum suntem în Țiurichea, priviți cât de frumos este. Se vede. Avem aici și troleu. Să știți că e foarte frig. Eu mi-am luat căciula, probabil că o să mă pun în curând. Am înghețat. Din păcate, nu prea am mai prins târg de Crăciun. Adică, gen, acum s-a cam închis la ora asta, e 9 și ceva. Am venit prea târziu. Da. Nici magazinele nu mai sunt deschise, dacă aici duminica sunt închise. Nici cu cumnatul meu nu ne-am văzut. Dar, na. Măcar ne-am plimbat și noi. Ia priviți ce vitrină superbă am găsit. Cred că e ceva cu ciocolată, da. Este absolut superb decorat. Da, e cu ciocolată. Amândoi vom fi, amândoi vom fi, și ne vom iubi. Departe ești de mine și nu te vom uita. Privirea ta cea dragă în mintea mea va sta. Departe ești de mine și nu te pot uita. Privirea ta cea dragă. Am venit și eu ca să-mi iau la revedere de la voi, pentru că mi-e somn. Nu știu dacă se vede, dar nu mai am rimel. Mi s-a întâmplat ceva ce n-am mai pățit niciodată în viața mea, de când purtam mască. Am purtat mască în anumite zone, spații, de unde am fost în seara asta. Și din cauza că afară era foarte frig, respirația mea era cumva fierbinte în mască. Și ieșea pe aici, pe sus, nu? Și în momentul în care ieșea,
rimelul, efectiv, s-a înmuiat, s-a topit pe genele mele. Nu așa că se vede că sunt pe aici neagră, pe aici neagră. Deci rimelul meu s-a dus. Rimelul meu se lua. Nu înțelegeam. De fiecare dată când clipeam, mă făceam neagră pe aici. Masca, cum venea până aici, la fel, masca la fel era neagră. Deci am rămas șocată că am rămas fără rimel. N-am mai pus așa ceva în viața mea. În fine, este ora 12 fix. Fix 12 fix este. Da. Și am venit să mă demachez, să-mi iau la revedere de la voi, să vă spun că tot drumul spre casă, în mașină, am făcut karaoke și am cântat melodii vechi frumoase, pe care cu siguranță le știți și voi. I-am cântat soțului mai mult. El era atent acolo la condus. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că am intrat în mașină și m-am încălzit imediat, pentru că mi-a dat așa o energie toată plimbarea asta și tot frigul pe care l-am îndurat și am început să cânt. Da, și a fost foarte frumos. Da. Mă bucur că am reușit să ajungem în oraș, să vedem luminițele, brăduții. Sincer, n-am filmat și pozat absolut tot, dar soțul meu a făcut live peste tot pe unde am fost. Așa, ca să rămână așa un fel de amintire pe internet, pe Facebook-ul acolo. Da, cam atât despre astăzi. Știu că n-am făcut mare lucru astăzi, dar, adică gen, n-am filmat mare lucru, dar noi am avut o zi plină, de fapt. Chiar dacă n-am reușit să filmăm absolut tot ce am făcut. Da, totuși ne bucurăm că am ajuns în oraș, în Zurich, într-un oraș mare, care e la 60 km de noi, față de unde stăm noi acum, adică, da. Da. Da, foarte drăguț a fost, numai noi doi, foarte interesant. N-a fost rău, cu cumnata n-am apucat să ne mai întâlnim, pentru că se pare că ei au ajuns mult mai devreme decât noi în oraș și se pare că ei au plecat acasă înainte să mergem noi. Când eram în drum spre mașină, adică ne întorceam deja pe jos din oraș spre mașină, că noi parcasem undeva la marginea orașului, a început să-mi vibreze ceasul și nu știam ce se întâmplă. Mă gândeam, bă, te-ai stricat, ce-i cu tine? Nu mai am baterie? Ce se întâmplă? Dar de unde? El mă felicita că am făcut 10.000 de pași. Wow! Da, recunosc că în ultimul timp nu am fost atât de activă și că n-am mai făcut 10.000 de pași de foarte mult timp. Bine, nu chiar de foarte mult timp, dar na, de ceva timp oricum. Și în total am făcut 11.000 de pași astăzi și sunt super, super bucuroasă. Am purtat astăzi cercei pe care i-am avut la colonia religioasă și pe care îi ador. Îmi plac foarte mult, da. Părul meu a rezistat, să știți că m-am dat cu șampon uscat și a rezistat și a arătat chiar destul de binișor, deși n-am mai purtat căciulă, pentru că am avut acel plovor cu guler așa foarte înalt și mi-a ținut de cald la urechi, la gât. Nu mi-a fost frig, mi-a fost un pic la picioare pentru că pantalonii pe care am avut pe mine au fost un pic cam subțiri, într-adevăr. Și ghetele n-au fost îmblănite și da, să zicem că mi-a înghețat un pic picioarele, dar făcând mișcare, da. Da, în rest a trebuit să mă opresc de nu știu câte ori să fac pipi. Acum nu știu că a fost de la frig sau nu știu, sper că n-am răcit. Dar da, a trebuit să mă opresc de multe ori. Da, să știți că e o adevărată aventură să cauți toalete într-un oraș mare. Nu că nu ar exista. Ba da, aici există toalete, de fapt, la tot pasul, doar că din astea publice sau, na, te lasă să intri în restaurante, nu? Adică n-au probleme cu asta. Nu trebuie să plătești. Da. Păi, am vorbit deja foarte mult. Mă duc la somn. Adică, de fapt, mă duc să mă demachez. Îmi place foarte mult machiajul meu de astăzi. Îmi place că a rezistat. Îmi pare rău că nu a rezistat rimelul. Deci nu mai am rimel pe gene. Da. Însă machiajul îmi place foarte mult cum a ieșit. Bun, mă lasăm și ne auzim mâine. Mâine este luni, este zi de curățenie. Da, marți vom merge la nașul nostru în Germania. Miercuri, eu voi rămâne singură acasă, soțul meu lucrează. Doar miercuri, atât. Joi, plecăm de acasă. Nu vă spun nimic, pentru că urmează o mică surpriză așa. Adică vreau să vă țin puțin în suspans, să vedeți unde mergem noi înainte de Crăciun. Plecăm doar o noapte, adică nu e. Da. Mergem să explorăm un loc în care n-am ajuns aici în Elveția și mă bucur foarte tare. Așa că, până atunci, vă las și ne vedem mâine. Vă pup!